light, I am infinite, I am the channel, I am expanding, I am psychedelic, I am vibration, I am timeless, I am unity, I am activating, I am me, we are all. Bună seara și bine ați venit la emisiunea By Alexa. Vă reamintesc că ne puteți trimite întrebări și sugestii pentru teme și invitați atât pe forumul atașat platformei www.nasul.tv, cât și pe pagina de Facebook Midnight Blogger By Alexa sau pe mailul emisiunii byalexa@nasul.tv. Tema emisiunii din această seară este iarba, nucul și constipația politico-civică. O am ca invitată pe Daniela Rainov, mai cunoscută în lumea bloggerilor ca Mișu Jamie. Bine ai venit, Daniela, sau Mișu. Bine te-am găsit, Alexa. Mulțumesc că ai acceptat invitația la emisiune. Cu mare plăcere. Luptăm de ani de zile pe net împreună. Luptăm de ani de zile pe net împreună. Iată că a venit timpul să luptăm pe sticlă împreună. Vremurile se schimbă. Vremurile se schimbă, am evoluat. Avem această oportunitate, acest proiect minunat, un proiect făcut tot de cetățeni. Da? Doamne ajută să se implice cetățenii mai mult. Da, da. Ăsta este un lucru foarte bine spus, pentru că noi putem exista și putem supraviețui datorită lor. Dacă și-ar aduce aminte și politicienii din toată lumea, nu numai din România, că supraviețuiesc datorită cetățenilor plătitori de taxe, ah, ce lume frumoasă am avea! Așa este. Spune Mișu, pot să-ți spun Mișu, da? Da! Mișu, ești câine rău? Câteodată. Da, am făcut 10 ani de gazetărie și mi-a rămas în cap chestia asta că trebuie să fii câine de pază al democrației. După care, bine, am rămas doar câine rău. Ai rămas doar câine rău? Da, și păzesc și eu democrația pe unde pot. Știi că Karl Popper scria că baza unei dispute ar fi să pleci de la supoziția că tu te poți înșela, eu mă pot înșela, iar noi doi împreună am putea să ne apropiem de adevăr pas cu pas. Asta este un fel de deschidere către un subiect care ne doare și care este alternativa unei altfel de politici și care este constituită de proiectul Noua Republică. Da, am văzut că ai venit... Acest tricou este ediție 1.0. Este luat în 13 octombrie la Preoteasa. Da, știu, și am fost și acolo. Autoarea acestor tricouri este fosta noastră colegă Nicol Tudor. A, n-am știut. Da, deci și eu am fost la lansarea Noii Republici de la Preoteasa și a fost și Radu Moraru. L-am văzut, așa. Ne-am bucurat. Da. Ca să vezi că ne-am întâlnit acolo fără să ne vorbim cu toții. Spune Mișu, ce se întâmplă în Noua Republică? Am citit pe diverse site-uri, inclusiv pe al tău, pe diferite bloguri, niște scrisori adresate fondatorului acestei mișcări. Ce se întâmplă în Noua Republică? Există nemulțumiri? Există nemulțumiri care pot să apară în orice fel de colectivitate. Asta e deci, clar. Caracterele sunt diverse. Absolut. E o mișcare de dreapta, deci caracterele sunt și mai puternice. Sunt oameni independenți, sunt oameni care își câștigă pâinea singuri, sunt oameni foarte pe picioarele lor în Noua Republică. Și cu personalitate puternică. Și atunci, sigur că mai ies și scântei. Nu e nimic nou sub soare. Cu atât mai mult în politică. Am înțeles. Deși la noi disputele sunt foarte puțin doctrinare, ca să spun așa. Sunt mai mult de caracter. Noua Republică are doctrină? Noua Republică este o mișcare de dreapta. Noua Republică este liberală, are și curente conservatoare, are și curente creștin-democrate. Nu suntem trași la Xerox toți în Noua Republică. Mă bucur să aud acest lucru. Spune-mi, te rog, calitatea ideilor inițiale, cu toate discuțiile care sunt
împrăștiată în blogosferă a rămas aceeași? Pentru noi, pentru mine, da. Eu am venit la Noua Republică pentru ideile pe care le-a propagat Noua Republică. Și acele idei îmi sunt dragi și în ziua de astăzi. Pentru ele ne-am luptat, pentru ele ne-am căznit. Din păcate, teoria ca teoria, practica ne omoară. Păi aș vrea să definești puțin care sunt problemele cu care te-ai întâlnit în practică și care n-aș vrea să omoare o idee extraordinar de bună. Ideea este extraordinar de bună. Marele păcat este că, iacătă-ne, suntem cu semnăturile aproape strânse și suntem în primejdie să ne înnecăm precum țiganul la mal. De ce spui aproape strânse? Câte semnături vă mai lipsesc? Cred că e de ordinul sutelor, o mie, ceea ce vorbesc de cele aflate în numărate, controlate și așa. Dacă mai vin de la colegii din țară și din București semnăturile nepredate, cred că 25.000, o chestiune de zile, de o săptămână. Anul trecut am citit undeva că Noua Republică se va lansa în martie anul acesta. A trecut martie și nu vedem ca partid. Nu vedem încă finalul, când se lansează ca partid. Pentru că nouă ne trebuie o variantă, nouă celor de dreapta, electoratului de izbeliște, așa cum scria nu știu, Ronin, un electorat de izbeliște pe blogul lui Teofil, da? Da. Chiar astăzi citeam și el are foarte... Cine a scris articolul ăsta are foarte mare dreptate. Suntem un electorat de izbeliște, cel de dreapta, și vom discuta mai târziu și de ce, în condițiile zilei de astăzi, pentru că astăzi e o zi în care s-au întâmplat multe lucruri extrem de grave în politică, pe care nu știu dacă lumea l-a tratat la adevărata lor importanță și adevărata lor gravitate, dar vom vorbi și despre asta. Deci, ce se întâmplă cu noi, acest electorat de izbeliște, cel deci de dreapta? Eu sper că electoratul acesta, care își dorește un partid tânăr și de dreapta, va avea Noua Republică o alternativă. Asta sper și eu, așteptăm alternativa. Întârzierea care ni s-a reproșat și de către prieteni și de către dușmani s-a datorat în primul rând faptului că nu eram gata cu aceste semnături. Dar Noua Republică a strâns aceste semnături în stradă. Noua Republică are semnături adevărate de la oameni adevărați. Noua Republică nu a uzat de artificii cum am văzut la alții. A fost vremea aceea îngrozitoare, februarie-martie, care ne-a ținut pe loc. Ceea ce este greu de explicat, ofinins pe laptopurile înțelepților din conducerea partidului, care n-au fost în stare să elaboreze documentele care trebuie să meargă la tribunal împreună cu aceste semnături. Aici este problema. Și de aici au ieșit o grămadă de tensiuni. Pentru că orice om care a citit un pic de marketing politic știe că atracția pe care o exercită un partid este dată în primul rând de documentele lui. Absolut, da. Ce program politic urmez? Ce statut are acest partid? Îmi propovăduiește mie democrația. Ce democrație internă are? Ce exemplu trebuie să dea societății care îi se adresează? Chiar cui se adresează? Deci Noua Republică se adresează cetățenilor ca mine. Mici întreprinzători, oameni sau mai mari întreprinzători, oameni care sunt pe picioarele lor, care sunt buni plătitori de taxe, oameni care lucrează, care nu așteaptă de la stat nici o pomană. De la stat așteaptă să fie lăsați în pace să lucreze. Asta... Mișu, dar spune-mi, nu este un pic așa un fel de partid al elitelor sau al unui grup restrâns, un partid cu circuit închis la care marele public nu are acces? Ei, aici sunt câteva mici probleme. Dar nu din... După părerea mea, sunt mari partea, probleme. Dar nu din partea noii republici.
abordările unora dintre conducătorii Noii Republici pot să pară așa mai gomoase. N-aveți voi față de. Dar o să le treacă. Deci eu citeam, voi cei care, mă rog, ați avut de comentat împotriva unor lucruri care se întâmplă, te las pe tine să le explici pentru că eu nu sunt în interiorul lucrurilor și nu știu să explic despre ce e vorba. Voi cei care v-ați constituit într-un grup pe Facebook care se cheamă Eretici, da? Așa. Voi acolo aveți unul dintre eretici are un articol în care se vorbește despre meritocrația despre promovarea meritocrației în acest partid, în acest viitor partid, sperăm, și despre faptul că oamenii cu mai puține studii sau, mă rog, până la un anumit nivel de studii nu vor fi acceptați. Ceva de genul acesta. Deci vor avea acces la acest partid numai oameni de un anumit nivel intelectual. Ceea ce m-a făcut să trag concluzia că ați dat la o parte Opinca și ați lăsat numai Vlădica. Ca să spun așa, asta este o chestie pe care poate voi n-ați gândit-o la modul ăsta, dar... Da, din păcate cel în care exterior citește, această percepție... Are această percepție pentru că dacă nu explicați lucrurile așa cum trebuie, omul rămâne cu o impresie... extraordinar de... Da, sunt timorat că n-am doar două doctorate, deci mă iertați, nu pot intra în Noua Republică. Corect. Nu? Așa ar trebui să spunem. Da, deci spunem ce e cu chestia asta. Deci această meritocrație este una dintre, hai să spunem, gafele de comunicare, gafele de exprimare pe care le-au făcut înțelepții Ginului. Bine, n-a fost singura gafă. Ginul este grupul de inițiativă națională. Iar noi, ereticii, vom înființa un grup de inițiativa dizidenței. Să vedem. La de mine, nici nu s-a constituit partidul și deja avem dizidenți? Dar este foarte bine. Dar este foarte bine. Și nu ne-am intitulat noi așa. Îmi pare rău. Așa suntem pomeniți în cercurile înalte. Am înțeles de ce ați fost etichetați. Etichetați, expulzați, excomunicați. Pot fi mai multe. Să înțeleg că papa are întotdeauna dreptate? Prima dogma a catolicismului spune că papa este infailibil. Am înțeles. El fiind reprezentantul așa și având în spate așa, deci nu poate greși, nu poate să facă absolut nimic care să poată fi judecat, măcar atât. Din păcate, pregătirea teologică a liderului nostru, domnul Mihail Neamț, îi mai joacă feste. Politica nu poate fi dogmatică. Politica poate să fie un pic doctrinară, poate să, dar este o artă a înțelegerii și a compromisului. Un teolog, da, poate fi deformat prin studiile pe care le-a făcut, pentru că un preot nu creștește niciodată. Nu? El are în spate Biblia, Evangheliile, toate Sfintele Scripturi și atunci cuvântul lui nu poate fi pus la îndoială, pentru că altfel ești eretic. Îmi pare rău, în politică se mai găsesc eretici de ăștia care spun, domne, ești greșești, n-ai dreptate, n-ai făcut bine. Nu trebuie să te inflamezi. Nu trebuie să... Deci, gluma noastră cu ereticii Noii Republici pornește de aici. Nu... Am înțeles. Să înțeleg că democrația internă în viitorul partid Noua Republică are de suferit. Democrația internă în mișcarea Noua Republică, deocamdată, așa, cam are de suferit în ultima vreme. Nu știu cauzele. N-am avut acces în sferele înalte și nici nu prea mi-a plăcut să intru mult în ele. Eu am privit din afară și la un moment dat ceva mi s-a părut că nu e în regulă. Dar spune-mi, Mișu, tu te-ai gândit
care e mecanismul ăla care a făcut să deraieze practic ideea în sine, deci de mișcare de la firul ierbii, că așa a fost lansată, ca o mișcare de la firul ierbii, da? Da, eu deci, sunt unde a fost... un fir din ăla de iarbă, venit de la serviciu, lăsat ruxa cu proiecte, luat poșeta și venit la preoteasa. Deci mie, nu poate să-mi spună nimeni, băi, Noua Republică nu e firul ierbii. Bun, e firul ierbii, dar totuși pe undeva ideea asta de fir al ierbii a deraiat din moment ce s-a, cum să spun, nu mai există, nu mai funcționează democrația internă într-un viitor partid, că nici măcar partid nu e. Mă rog. Da, asta este uimitor. Au avut un timing foarte, foarte prost. Unde s-a rupt? Care e mecanismul care a distrus această idee? Că practic ideea... Deci mecanismul care a distrus această idee cred că este lungirea provizoratului. Am înțeles. S-au constituit la început, nu? Normal, un grup de inițiativă, niște băieți care au coagulat această lume care a venit. Toți numiți. Numiți de Mihail Neamțu, fără discuție. A, deci au fost numiți și nu aleși. Ce erezie, te rog, intră la noi în grup pe Facebook, da? Deci este o erezie. Ce sale alegeri? Ce aia să ai mandat din partea colegilor tăi? Mandat au și... Spune-mi, Mișu, care e diferența atunci între ceea ce există, ce avem în Parlament, da? Că și ei au mandat și mandatul lor nu este imperativ, conform articolului 69. Da, așa. Da, da. Și de reprezentat vă reprezentăm noi după propria conștiință și să vezi conștiința noastră deci, ce care e diferența? Lichidă e. Ce, de la firul ierbii, eu nu știu, n-am crezut vreodată că la firul ierbii există aceeași poveste. De fapt, aș fi putut să mă gândesc că e aceeași poveste ca și în Parlament, pentru că și aia, dacă stai să te gândești, așa putem spune că și aia sunt porniți de la firul ierbii, da? Că noi am votat, ei ne reprezintă, mandatul lor imperativ. Da, bine, unii mai de la gazon englezesc. Și am ajuns unde am ajuns. Problema este ideea de firul ierbii, unde mai e? Ideea de firul ierbii, din păcate, a fost pierdută pe undeva pe drum. Și au mai crescut și niște bălării în curtea Noii Republici. Nu știu ce ne-ar trebui. O substanță, ceva. O substanță care se cheamă deschiderea problemelor și punerea lor pe masă. Pentru că dacă vom rămâne să discutăm, da, pe bloguri, nu, să discutăm face-to-face, dar acceptă o discuție. Nu, nu-mi închide gura, nu mă lua de sus. Cu da ce ai făcut tu, da câte semnături ai strâns tu? Na, ia că am strâns semnături. Să vedem. Apropo, câte semnături ai strâns? O, Doamne, cred că eu cu mânuța mea vreo 300-400. Am înțeles. Dar le am unele. Acasă în plic. Nepredate. Apropo de când vom ajunge la 25.000. De ce nu l-ai predat? Nu știu, mă mai gândesc. Înseamnă că omor ideea. Nu omor ideea. Ideea trebuie să stea în picioare prin ceea ce va ieși ea către lume. Ideea trebuie să stea în picioare printr-un program politic ca lumea și printr-un statut ca lumea. Ori statutul care i s-a propus în primă variantă Noii Republici, un copy-paste după statutul PLD, da, și varianta asta nouă, un copy-paste după statutul Top 09, nu sunt ceea ce am visat noi de la acest partid. Care sunt defectele acestui statut? Deci primul defect este că... membrii nu votează direct conducerea partidului, ci prin reprezentanți. Și dacă intră criteriile de care vorbeai de meritocrație, nu știu, ar vrea să văd și eu cine face grila, graficul... Păi trebuie comisie ca să aleagă... E o comisie care se poate constitui în 3 secunde și... Ia să vedem ce ne convine. A, ăla are și aia, nu, trebuie să-i punem o condiție să nu poată să intre. Și amădă.
Deci, practic, prin statut, firul ierbii... Cam pălește. Cineva a venit cu o mare coasă peste acest fir al ierbii. Să înțeleg că nu cu ăla despre care scriam eu în Iarba Nucu și constipația politică acum un an și care otrăvește iarba care crește la rădăcina lui. Da, sunt... Mișo, eu m-am săturat să am premoniții cu un an înainte la ce se întâmplă. Deci acum un an, dacă ți-aduci aminte, am fost atacată din toate părțile pentru că am scris un articol care se chema Iarba, Nucul și constipația politico-civică și care spunea că tare mi-e frică ca, ca pomul ăsta, ca stejarul ăsta să nu fie de fapt nuc și să nu omoare iarba, să o pârlească de la rădăcină, pentru că știi că nucul are o chestie toxică pentru... iarba care îi crește la rădăcină, chiar mă gândeam să nu fie ceva care să intoxice firul ăsta al ierbii, că, slavă Domnului, că pârlită iarba asta a fost tot timpul în 22 de ani. Eu n-am vrut să am dreptate. Și sper să n-ai dreptate și până la final. Și sper în continuare să n-am dreptate. Știi, de fapt, despre ce este vorba. Umbra unora în Noua Republică a început să devină prea mare. Ați lăsat să se întâmple asta? Am lăsat să se întâmple lucrul ăsta, spunând, eu le-am spus băieților de multe ori, fraților, este un provizorat. Se va termina când va veni statutul, vor veni alegeri așa și fiecare își va ocupa locul pe care consideră colegii lor că trebuie să-l ocupe. Lungirea acestui provizorat și, cum să spun, presiunile care vin spre restul lumii au nemulțumit. I-au cam scos din sărite pe unii. Cine vorbește s-ar putea să fie declarat eretic și nu neapărat ars pe rug, dar nu mai primești mail-uri, nu te mai caută nimeni la telefon. Nu e o excludere, e un fel de repudiere. Hai, îl punem pe ăsta într-un colț să tacă. Persona non grata. Da, devii persona non grata și nu mi se pare și nu mi s-a părut corect. Care mai sunt, că te referai la statut, care a nemulțumit practic. Înțeleg că ăsta a fost baiul cu statutul. Ce a mai fost în statut care... Prima versiune de statut era chiar comică. Pentru că avea la final, sigur, nu cuprindea o clauză pe care noi de altfel am votat-o la întâlnirea de pe 3 martie, era un fel de organism, Comitetul Reprezentanților Naționali. Deci unde se votau chestii de strategie, de așa. Până la urmă am votat pe bune doar cuantumul cotizației în acel CRN, eu făcând parte din el. Tot așa. În fine... S-a evitat ajungerea la vot. Dar votul din 3 martie este capital pentru că noi am votat o clauză care să fie introdusă în acest statut de moratoriu. Antitraseism. Să nu ne trezim după ce vom avea partid că la ușa noastră sunt înșirați toți acei domni care în partidele lor n-au mai prins un locșor, o candidatură, o... Deci era o măsură de sănătate a noii republici pe viitor. Da, vii foarte frumos, 6 luni, 12 luni, cât va considera adunarea noii republici că trebuie să punem, nu ai voie la funcții în partid, nu ai voie la candidaturi și în momentul ăsta, în preelectoral, nu mai ai cum să faci marile transferuri. Eu pentru înțeles. Că în 12 luni te lămurești de caracterul acelui om. Hai să nu-i trecem pe toți în cazanul cu smoală. Poate sunt oameni care s-ar simți mai bine în partidul tău decât într-un altul. Dar dă-ți 12 luni să-l evaluezi. Nu faci caragioslâcuri cum a făcut PNL-ul, hai să-l luăm pe frunză verde, facem repede un congres, mai înființăm un post de vicepreședinte și wow, miracol, toată lumea l-a votat vicepreședinte pe domnul. Și nu, s-a ajuns la absurd în România. Iar Noua Republică,
pentru a putea avea aderenți, pentru a putea avea credibilitate, prin statutul ei toate aceste capcane, toate aceste tare pe care democrația românească le poartă în ultimii 22 de ani, trebuia să și le scuture, să scrie negru pe alb. Când mă întâlnesc cu un om pe stradă și dau un fluturaș și vreau semnătura, se arăt, uite omule, la noi așa ceva nu se va putea. La noi în partid, dacă vrei să spui ceva, poți să spui, părerea ta va fi ascultată. Ai un vot care este al tău, care este secret și nu te influențează nimeni. Bun. Mai pot să spun în momentul ăsta cu ce mi s-a prezentat? Iar Caragioslâcu păi cel mare puțin, că erau... voi deja ați strâns semnăturile. Deci voi ați mers să strângeți semnăturile. Da, noi am mers să strângem cu semnăturile. Ce sau cu având, ce idee? Având decalogul. Da? Având documentele noastre inițiale. Dar nu este suficient. Eu ca om care a stat pe stradă, le-am spus liderilor noștri din GIN, oameni buni, oamenii pun întrebări aplicate, vor să știe ce va fi, cum va fi. Nu mai spun că erau persoane mai sofisticate, mai educate, care îmi puneau întrebări despre fiscalitate. Sigur, norocul nostru că îi avem pe Mihnea Vasilache și pe Gabi Biriș, care au făcut un material extraordinar pe fiscalitate și mi-au dat și mie multe răspunsuri de dat mai departe. Dar tot restul, improvise, improvizează, descurcă-te. Ei, nu-i simplu. Deci, Mișu, într-un fel e un nonsens în ceea ce înțeleg eu din toată povestea asta. Deci, partidul ăsta a dat firul ierbii la o parte, mișcarea. Să noi zicem partid. Stai două secunde. Există o tendință. A dat firul ierbii la o parte sau există tendința asta de a uita de firul ierbii și în același timp culege semnături de la firul ierbii. Păi, spune și mie cum se face că toate mișcările astea pe care le vedem, a fost o chestie retorică, desigur, nu ți-am cerut chiar un răspuns, pentru că răspunsul îl știm cu toții, da? Pentru că era mai bine să tac decât să-l dau, nu? Da, nu, n-are rost să intrăm în amănunte de genul ăsta. Cum se face că toate mișcările astea care pornesc, mă rog, mai mult sau mai puțin de la firul ierbii, cu oamenii alături care cred inițial în idee, deci sunt entuziaști, sunt atașați ideii respective, toate mișcările civice se frâng la un moment dat pur și simplu. Se frâng pentru că la un moment dat greutatea lor devine atât de mare încât îi strivește pe liderii lor. Ce înseamnă greutatea? Deci, Noua Republică este o structură destul de mare la ora asta. Este o structură care a crescut. Pe lângă cei 5 oameni, 7, whatever, o să scrie istoria, câți au fost la început în Noua Republică, au mai venit niște oameni, au mai venit niște personalități, au mai venit oameni cu valoare. Uită-te în Noua Republică și ai să vezi că în conducerea Noii Republici, așa, sunt aceiași oameni de atunci, aceiași oameni care decid. Avem asistenți universitari, avem doctoranți, avem doctori în specialități care ne-ar fi trebuit foarte tare în acest marketing politic. Bine, la vârf. Dar, aveți la vârf. Nu. Avem în organizații. Avem în organizații, dar pe oameni ăștia nu-i întreabă nimeni. Este asta același, unde e firul ierbii? Este același, unic și, cum să spun, ubicu domn Vlaston, care, te uiți în departamentul politic, este acolo. Te uiți în departamentul, nu știu mai care, este acolo. Și cu toată părerea de rău, nu întotdeauna ceea ce exprimă dumnealui exprimă și părerea membrilor Noii Republici.
Păi și atunci de ce nu îi se spune în față? Că pur și simplu nu reprezintă majoritatea, sau mă rog. E bine, eu i-am spus și iată-mă, mai uite-te, sunt acolo sau mi-au dat jos și grupul? Sunt la eretici. Nu știu dacă ți-au dat jos grupul, nu m-am uitat. N-au cum că eu sunt admin. Mă voi uita. Ok. Îl salut pe domnul Barbu Mateescu. Vă aștept în emisiune, domnul Barbu Mateescu. Pentru aceea am vrut să iau legătura cu dumneavoastră. Mă scuz că am divagat un pic. Sunteți hotărâți voi, Noua Republică, să nu lăsați ideea în sine să moară și să mergeți mai departe, să treceți peste ceea ce se întâmplă, peste un statut care poate nu este foarte bine făcut, dar poate fi remediat, că nu-i bătut în cuie, încă nu s-au depus actele la tribunal, după câte am înțeles. Da, ar trebui să existe acum o perioadă foarte febrilă, nu, de discutarea statutului. Se vor trimite niște propuneri. Eu personal n-am idee cine le va judeca, dacă sunt bune, dacă sunt rele, și end of story. Deci prima versiune a statutului, da, a avut o dezbatere care s-a terminat cu niște reprezentanți trimiși de fiecare gil la Moeciu. Dezbaterea a fost atât de crâncenă, pentru că a fost prost organizat de la bun început facerea acestui statut. A fost o ruină din punct de vedere organizațional. Așa, și-au dat seama după 6 ore că citiseră vreo 13 articole. Pentru că în loc să se fi dezbătut la început, să spunem, organigrama partidului, sunteți de acord cu asta, cu asta, ce structuri, cum se accede în structurile astea, cum se votează structurile astea, după care niște principii. Nu primim traseiști. Există comisie de integritate care îl cântărește pe fiecare și îi dă acceptul de a intra sau de a nu intra în partid. Și toate lucrurile astea, odată votate pe acea organigramă, cum se spune, începeai să pui carne și aveai statutul. Nu, noi am copiat statutul altora, care, mă întorc la idee, avea la dispozițiile tranzitorii o chestie absolut ilară. Pentru că mie în momentul ăla mi s-au aprins beculețele. Stai, încotro mergem, ce facem? Deci în dispozițiile tranzitorii era practic scris că pe perioada până la Congresul de Constituire, așa, Mihai Neamțu avea toate puterile din lume. Și dacă acel Congres de Constituire nu se putea face înainte de alegeri, Mihai Neamțu era acela care practic desemna candidaturi, gira personaje și așa mai departe. Și am zis, hop, stai așa, că această mișcare se numește Noua Republică și nu Mihai Neamțu SRL. Avem o problemă. I-ați spus-o? Da. I-ați spus-o direct așa cum da, spui aici? I-am spus-o eu în față. Și care a fost reacția? Uită-te pe blog. Nu, a fost un cumul, deci noi am mai încercat să spunem cu frumosul niște lucruri. Eu personal l-am chemat într-o zi pe Mihai Neamțu și am spus, Mihai, hai să bem o cafea împreună, hai să discutăm. Pentru că tot așa ieșiseră orgolii, gelozii stupide între două organizații. Băi, dar de ce a premiat pe aia și nu? Deci o chestie de copii, de groapa de nisip. Și tot așa am văzut că a avut o reacție părtinitoare. Și am spus, Mihai, tu în momentul ăsta nu avem actele în regulă, dar ești președinte de partid. Trebuie să începi să te comporți ca atare. Trebuie să plutești deasupra tuturor acestor conflicte, orgolii mărunte. Tu trebuie să-i ții pe oamenii ăștia adunați și împăcați între ei. Și ce văd săptămâna trecută, că de fapt toată povestea asta n-a fost declanșată de pățania mea personală. Aia putem să o trecem în, cum să spun, în planul 17.
cu sau fără mine, Noua Republică trebuie să continue pe drumul pe care a plecat atunci în octombrie. Eu nu mai recunosc această nouă republică dirijată de 5-6 inși din jurul Mihai Neamțu. Mișu, poate că e o problemă de comunicare. Te-ai gândit și la treaba asta? Te rog, nu spune cuvântul comunicare. Comunicarea în noua republică și-a fost arogată din nou de două personaje din jurul lui Mihai Neamțu și este un dezastru. Eu, ca fost ziarist, am încercat să spun, oameni buni, ce site de băieți deștepți și frumoși și școliți suntem noi când apar greșeli de gramatică, când apar greșeli de ortografie. Nu mai vorbesc de alunecările, de orientare. Uită-te pe site-ul Noii Republici, ai să vezi că în afară de Daniel Arfire, Turn of the Glory, altfel că vorbim de blogări, Tog. Deci în afară de Tog, Și de Mișu, în USL nu prea mai dă nimeni. Site-ul Noii Republici, în loc să pună toate tunurile pe stânga, că, nu? Iată, au ajuns și la guvernare. Da. Așa, stai puțin, a avut să foarte înțelegem. Multe răfuieli de, a pune de făcut cu dreapta. A pune tunurile pe stânga nu înseamnă că trebuie să-ți faci tu loc pe dreapta. A pune tunurile pe stânga înseamnă să le pui argumentat și la obiect. Pentru absolut. Că dacă le pui toată ziua așa cum face USL-ul, Perseverare Diabolicum din 2007 încoace, da? Ca să-și facă loc în conștiința românului și să adoarmă neuronul votantului, n-a rezolvat nimic. Eu am văzut niște ieșiri de la Noua Republică și îmi pare rău că o spun, care în loc să atace stânga, atacau dreapta. Bine, acum să acum, păstrăm să-ți termenii mai teologici. Mai nici dreapta niște... nu este neprihănită. Dacă ar fi fost neprihănită, eu îți spun că stăteam comod acasă și așteptam să vină alegerile. Nu mă chinuiam să pun umărul la nașterea unui nou partid. Deci, Mișu, eu vreau să spun un lucru. Eu sunt un cetățean obișnuit, da? Eu vreau să văd la Noua Republică un alt mod de a face politică, o altă abordare. Eu nu vreau să văd atacuri nici măcar făcute special pentru partea stângă a spectrului politic. Eu vreau să văd lucruri de construcție. Lucruri de construcție care într-adevăr să inspire pe cei de la firul ierbii să adere acestui concept, da? De un alt fel de partid, de un partid nou, da? Ceea ce nu s-a întâmplat. Deci am văzut același mod de abordare, același mod de limbaj folosit și vreau să spun că am fost dezamăgită din punctul ăsta de vedere. Deci nu mă așteptam la atacuri, pentru că toată lumea atacă pe toată lumea. Asta este o chestie în politică, așa cum este lipsa democrației interne în partidele existente și pe care nu vreau să o revăd la Noua Republică, pentru că eu aștept o variantă de care să mă atașez, ca să nu fiu lăsată de izbeliște, după cum s-a spus astăzi, da? De către Teofil. Te rog, nu pomeni de Politeia, te rog eu frumos. O să înfuri îngrozitor pe domnii din Gin. Dar eu pentru nu că am nicio treabă cu Politeia domnii din Gin. A devenit Politeia... s-a uitat vreunul. Eu mă bucur să se uite și să vadă că intențiile... Pentru că Politeia a devenit un inamic. Bine, toată lumea a devenit dinamic în momentul în care deschide gura, dar nu asta este uitându-se ideea. Uitându-se că cei de la Politeia au rostogolit acest manifest care ne-a adus pe toți la Noua Republică. Asta știu, că a rostogolit manifestul. Nu, mai mult de atât, au făcut corectură pe acest manifest. Da. Deci, eu zic mai multă moderație, că am intrat într-o mișcare de dreapta... Și am ajuns să văd niște lucruri de stânga.
Înfierările acelea cu mânie proletară, tovarăși. Ei, asta m-au deranjat și pe mine, să spun drept, însă eu am zis, domnule, totuși sunt la început, e o mișcare la început, încă nu-i dezvoltată, oamenii sunt diversi, până se pun la punct, să știi că nu numai Noua Republică, în toate proiectele care încep sau care se desfășoară în România, noi avem o problemă. Nu știm să lucrăm în echipă. Nu știm să lucrăm în echipă, nu știm să vedem, de fapt, nu avem scopul ăla final spre care să tindem. Adică scopul ăla final nu este atât de bine definit, că dacă vrei să o luăm așa de la firul ierbii cu discuția, ar trebui să definim ce naiba e ăla fir al ierbii. Firul ierbii este cetățeanul. Și este cetățeanul ca mine, îmi pare rău că mă dau iar exemplu, dar nu pot băga mâna în foc pentru alții. Este cetățeanul ca mine exasperat că nu va avea cu cine să voteze. Corect. Este cetățeanul de dreapta ca mine, care are o firmă, care lucrează cu clienți alte firme și pe care venirea la putere a stângii s-ar putea să ne ducă, nici nu vreau să spun unde, pe unii să emigrăm, pe cei mai în vârstă ca mine să... nu știu încotro să o luăm și ce să facem. Deci ăștia sunt cetățenii aceia de la firul ierbii, care au vrut să-și creeze cu mâna lor o alternativă cu care să voteze, pentru că spectrul politic românesc, din păcate, la ora asta, nu prea îți oferă variante cu care să te duci cu inima deschisă și te duci, ah, am votat cu ai mei. Măi, nu-i mai simți pe nici unii ai tăi. Exact, din diverse motive. Exact așa se simte toată lumea care a votat. Asta am spus și aseară când l-am avut pe Andy Laslow în emisiune. Asta spuneam, că te trezești că ai votat cu unul din PDL și a ajuns în USL. Sau da, mai știu unde a ajuns. Dezdai palme. Cum am votat sau eu cu oamenii lui Iescu? Sau ai votat unul din PNL și a ajuns în PC sau, și așa mai departe. Deci s-a dus de izbeliște și reprezentativitatea. Problema e alta aici, în chestiunea cu Noua Republică. Și anume, ceea ce mă doare pe mine este că lipsa democrației interne din Noua Republică, de care tu vorbești și de care și alții au vorbit, are de-a face cu pretențiile de democratizare sau de democrație la nivelul întregii societăți. Da, România acest păcat îl are. Este condusă de niște oameni politici, este condusă de niște partide a căror democrație internă e zero. Pentru că așa au fost făcute de la bun început aceste sisteme, aceste statute. Eu nu vreau ca Noua Republică să ajungă un partid în care 5-5 pe colțul mesii, așa, hotărăsc pentru toată această lume. Degeaba scrie legea 14 pe 2003 că adunarea generală sau cum se va chema congres, nu știu ce, hotărăște și face și drege. Nu știu cum se face. Prin niște amestecături de articole și de artificii, aceiași 5-5 hotărăsc. Ne uităm în care partid vrei să ne uităm, să vedem aceleași figuri de care, iartă-mă, m-am plictisit. Deci să înțeleg că organizațiile de genul acesta, noi, care sunt noi, da? Cu oameni noi, că de fapt și de drept Noua Republică are oameni noi, asta nu putem să o negăm. Vorbim de lideri noi la un car vechi, Mișu? Nu, carul este nou, dar liderii sunt de modă veche. Pentru că există un lucru absolut omenesc. Începe să-ți placă puterea. Te îndrăgostești de ea. Ai vreo 5-6 inși pe lângă tine care umblă cu periuța și zic: șeful, ce frumos ești. Dar ce deștept. A, nu pot să cred așa. Da. Nu, dar pot să crezi că există în realitate o secvență la care un tip se ridică de la cină. Așa, și se duce: șeful, îmi dați voie să lipsesc 10 minute? Deci mă... Da? Vreau să consider asta ca o glumă. Nu este o glumă și gazetărește această știre. O am din trei surse independente.
În fine, ok. Deci, spunea cineva că democrația din interiorul Noii Republici este un fel de democrație care s-a mai văzut în partidele care nu au o strategie foarte clară. Aveți strateg? Aveți un strateg care v-a făcut strategia sau care vă face în continuare? Despre ce vorbim? Vorbim despre un om care se ocupă, care este școlit să facă lucrul ăsta. Și vorbim despre o idee care moare din cauza că nu are o strategie și niște obiective foarte clar definite. Nu, vorbim de o idee care se apropie vertiginos cu capul de un zid, dacă liderii ei nu se trezesc, în a face toate aceste lucruri care lipsesc. Oameni buni, noi avem o singură regulă. Prima regulă, nu există nicio regulă. La un moment dat, când tot așa, exasperată de ce eșape pe site-ul Noii Republici și din punct de vedere publicistic, dar chiar și ca puncte de vedere, ca expresie politică, așa am zis, fraților, hai să facem niște reguli, niște proceduri. Nu poate fiecare, oricine ar fi el, că ești om, poți să greșești, poți să ai o zi proastă, nici tu nu scrii pe blogul tău la fel în fiecare zi. A, nu. Hai să facem un grup cum se face în redacțiile de ziare. La asta mă pricep, asta am sfătuit. Să fie cineva, niște oameni care se sfătuiesc asupra unei teme, să o întoarcă pe față, pe dos. Despre toate astea i-am vorbit și lui Mihai Neamțu. Dar am vorbit singură. Deci vreau să-ți spun, pentru că ne apropiem cu viteză de final. Nu vreau să văd ce în hârtie la ceva. Nu, vreau să citesc o chestie pe care am văzut-o astăzi pe blogarii și care spune așa. Că PDL-ul a făcut un sondaj intern și a inclus și Noua Republică în acest sondaj. Cât crezi că a obținut Noua Republică? Câte zerouri sunt după zero? Deci exact zero. Trebuie să fie undeva la coadă, au nimerit unul de-al nostru. Deci eu vreau să te întreb ceva foarte sincer. Eu mă așteptam astăzi ONG-urile, deci reprezentanții societății civile, reprezentanții Noii Republici, reprezentanții cetățenilor ai noștri, celor care încă suntem la firul ierbii, da? Să iasă pe posturi, să iasă în stradă pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament și care este o lovitură de grație dată nouă și ceea ce înseamnă votul uninominal pur. Ceea ce face ca să nu mai aibă șanse nicio nouă republică în acest context, nici vreun PPDD, nici un partid mic, nici un PRM, numit asta UDMR. De mult și am și scris pe blog, se numește cartelul. Această lege consfințește ceea ce în 2003 era președintele Camerei, domnul Valer Dorneanu, prin legea 14 a partidelor care au îngreunat îngrozitor modul de a-ți face un partid, acest cartel care este la putere, că la vremea aia erau tot așa, PSD, PNL, PDL, UDMR, mă rog, diverse denumiri și combinații, dar tot ei, să nu mai acceadă în acest cerc select altcineva, un partid nou care ar putea să vorbească altfel decât ei, să facă mai ales, nu să vorbească, să facă altfel decât ei, să susțină niște măsuri de reformare a statului. N-are ce căuta. Deci noi suntem aici și nu plecăm de pe aceste baricade. Parcă vorbesc de conducerea Noii Republici. Țineți ideea că trebuie să luăm o scurtă pauză. Revenim imediat.
Dacă susții Nașul TV, susține echipa. Profesionalism, încredere și sinceritate. Valori pe care le vei redescoperi accesând site-ul www.nasul.tv sau pagina noastră de Facebook și dă click pe like pentru cei cu gândirea liberă. Poți face parte din echipa Nașul TV, devenind chiar tu acționar. Accesează site-ul sau scrie-ne pe acțiunea@nasul.tv pentru mai multe detalii. E timpul pentru o schimbare. Nașul TV. Aici, televiziunea liberă. Cine sunt politicienii și băieții deștepți care controlează resursele țării? Care este mecanismul prin care banul public se scurge în buzunarele lor? Ceea ce justiția nu poate, nu vrea sau nu este lăsată să vadă. Despre resurse, politicieni, influență, corupție, afaceri cu statul, despre modul în care banul public este deturnat. Pe urmele banilor, cu Alexandru Cristorian, de luni până joi de la 19:30, la Nașul TV. Sistemul politic și administrativ din România ne determină aproape toată viața. Pentru a putea să-l schimb și eventual să lupți cu el, trebuie să-l înțelegi. Sunt Adrian Moraru și te invit să descoperim împreună care sunt dedesubturile acestui sistem. Sistemul cu Adrian Moraru. De luni până joi, de la 18, la Nașul TV. Să știți că noi suntem în premieră europeană și n-am exagerat cu nimic. Televiziune prin subscripție publică. Publicul acesta e un public ca și dumneavoastră. Oameni care sunt activi. Oameni care nu pot fi manipulați. Efortul pe care l-ați făcut dumneavoastră, exact aici ne-a ajutat. Ne-a mobilizat pe noi să credem că într-o bună zi vom putea să ne exprimăm liber cu toții. Nașul TV. Aici televiziunea liberă. Propunere, că toți sunteți voi un grup de eretici, așa, și nu numai pentru că sunteți un grup, adică nu numai pentru voi care sunteți grupul de eretici, dar pentru toți membrii Noii Republici, inclusiv pentru cei cinci sau cei, mă rog, de la vârf, în condițiile în care vorbim de un uninominal pur și de, așa cum ai spus tu, tu ai spus cartel, eu spun revenim la Marea Adunare Națională, da, în proporție de 90%, deci eu spun de mult că nu vom mai avea opoziție și că măcar noi să fim acea opoziție. Da, bine, va fi foarte greu să-i dibuim că se mută cu asemenea rapiditate dintr-un partid în altul, că nu mai știi să ții evidența. Asta, cum e ăsta azi, la putere sau e în opoziție? Da, nu, vor fi toți la putere și ce fericiți vom fi. Păi, eu zic că nu avem de ce să ne agităm sau să clacăm, pentru că există și o soluție. Nimic nu-i bătut în cuie pe lumea asta. Iar și totul are și un revers. Da? Eu zic că întotdeauna lucrurile rele, așa s-i eu de principiu, trebuie folosite ca armă împotriva celor care... da? Deci lucrurile rele se pot transforma în lucruri bune. Avem arme. Și arma cea mai importantă pe care o avem acum și pe care nu are publică și inclusiv ereticii, da, că eu tot da, un grup bine, compact vă consider. Bine, om fi noi eretici, așa eretici da, cum măcar sunteți. Măcar în sufletul nostru suntem Noua Republică, indiferent ce îi scapă gura pe unii și pe alții să zică... Dacă tot e Noua Republică, Noua Republică, da, eu mă gândeam că ăsta e un bun prilej cu acest, cu această lansare de uninominal pur, să faceți lobby ca cei de la firul ierbii, dacă tot vreți să o luați de la firul ierbii cu adevărat, să voteze de data aceasta numai independenți. Să nu mai voteze, pentru că oricum nu știm care se duce, așa cum spuneai tu, și pe unde îi regăsești, la care partid, fraților, să nu mai votăm, votăm numai independenți.
Da? Oameni care sau oameni noi de la Noua Republică, poftim, sau eu știu, oameni independenți. Când n-avem de la Noua Republică candidat, votăm oameni independenți. Și în felul ăsta le stricăm toată șandramaua pe care au pus-o la cale cu bună știință, pentru că mafia este transpartinică și a pus mâna pe Parlament. Mie mi-e clară treaba asta. Dar dacă tot au făcut treaba asta, ar fi cazul să ne dezmeticim noi cei de la firul ierbii și să nu mai votăm niciun membru de partid sau propus de către partide. N-ar fi o idee rea. Păi nu e o idee rea. Deci haideți să dezmeticim firul ierbii împreună, da? Să plantăm semințele, așa cum spun eu, unui nou mod de gândire, că avem și noi mecanismele noastre. Bun, și așa, cei care au ieșit în piața universității spuneau că USL, PDL, aceeași mizerie. Până la urmă am văzut că e aceeași mizerie, știi? A, bine, noi o bănuiam, o știam. Sunt unii și aceiași, cu nume și prenume. Sigur. Ca atare, eu zic să nu ne cedăm nervos, să începem să ne văietăm că, vezi, Doamne, vine așa o chestie, o soartă implacabilă, că ne întoarcem la Marea Adunare Națională. Suntem în 2012. Suntem acum, totuși în 2012 și am trecut la... Să evităm o apocalipsă electorală. Exact. Pe urmă vom vedea pe 21 decembrie dacă chiar se întâmplă, cum zice calendarul maiaș. Am Eu trecut la 2-0, asta, dar... da? Deci rămânem cu această idee pentru că ne apropiem, mai avem 2 minute până la final. Eu îți mulțumesc că ai acceptat să vii. Te mai aștept și cu altă ocazie pentru mulțumesc că vreau să văd dacă grupul, măcar grupul de eretici, începe să lanseze această idee de a vota independenții sau de a vota... De-aia trebuie să se grăbească sau Noua Republică. Sau de a vota un partid nou-nouț. Un partid nou-nouț, membrii unui partid nou-nouț. Pentru că oricare dintre colegii mei, pe care îi cunosc, așa, dacă ar vota independent sau ar vota din cadrul Noii Republici, ar fi un om nou în politică. Că de fapt noi asta vrem. Să se mai termine odată cu... Să mă exprim frumos sau mai puțin frumos? Cu dinozauri, hai, să facem așa. Cu dinozauri. Cu dinozaurii din politică. Mișu, te rog să plantezi semințele unei noi revoluții în gândire, care înseamnă să votăm independenți. Noi avem o tradiție în această emisiune. Vrem să creștem, într-adevăr, de la firul ierbii, de aceea plantăm semințe de iarbă. Și îi invităm pe toți cei care sunt au bunăvoința de a veni aici să facem acest lucru împreună. Îndeplinim acest ritual. Eu vin cu apa, da. Pentru că trebuie și apă, sigur ca lucrurile că da. Să crească. Da, da, da. Iar într-o mișcare, această apă înseamnă idei. Da. Apa înseamnă viață. Apa este viață, pentru că toate aceste semințe, dacă nu sunt animate de idei, nu vor scoate nimic. Vor rămâne sterpe în pământ, ca și cum le-ai fi pus într-un sac. Absolut. Îți mulțumesc. Deci o să-ți fac aici un gazon. Te rog. Așa. Și să udăm. Și, de domnul, numai idei bune. Da. Să încheiem într-un ton optimist această emisiune, deci nimic nu este pe final. Stați și rumegați această idee de a vota independent sau un partid nou cu oameni care sunt noi. Mă rog, au și ei problemele lor ca orice proiect, dar vă asigur că se vor dezmetici și vor înțelege că de fapt este o șansă unică, da? După 22 de ani, sperăm să mai apară și alte formațiuni care să susțină dreapta. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. O să revenim cu această discuție și cu altă ocazie sau în altă emisiune. Ne puteți revedea mâine dimineață între 8 și 9 pe platforma www.nasul.tv. Vă mulțumesc, vă aștept mâine seară. Nu uitați să fiți iubiți. Noapte bună!